Filmul începe în interiorul unui tren care se îndreaptă spre Istanbul. Ne concentrăm asupra unui bărbat musulman cu barbă lungă. Se pare că citește o carte, dar în realitate supraveghează o familie de 3 persoane. Familia este formată din tată, mamă și o fetiță. Bărbatul musulman este de fapt Robert McCall, care s-a deghizat în localnic. În timp ce tatăl se ridică pentru a merge în vagonul restaurant, Robert se duce la el. El începe o conversație cu bărbatul, care îl întreabă care este scopul pentru care a venit în țară. Robert îi răspunde că se află aici în căutarea unui turc, care s-a căsătorit cu o americancă și a avut o fică cu ea. Acesta era un bărbat abuziv, care a adus-o cu forța pe fica sa în Turcia cu el. Auzind acest lucru, bărbatul își dă seama că Robert vorbește despre el și se ridică încet. În timp ce pleacă de acolo, îi face semnul unui bărbat să aibă grijă de Robert. Aparent, îl atacă pe Robert, dar nu se dovedește a fi chiar cea mai bună idee, deoarece Robert este un fost militar priceput și nu are nicio problemă în a se ocupa de ei, iar la scurt timp se duce să se așeze vis-a-vis de turc. În timp ce își aranjează mânecile, îl roagă pe bărbat să aleagă între durerea obișnuită sau cea chinuitoare. Scena se schimbă brusc, iar acum îl vedem pe Robert conducând o mașină neagră într-un oraș, lucrând ca șofer lift. El așteaptă în fața unei clădiri pentru a lua pe pasagerul său, Sam. Sam este un bărbat în vârstă, care se află în mijlocul unui caz pentru a încerca să-și localizeze sora pierdută de mult timp. Robert se întâmplă să fie o persoană foarte vorbăreață, interacționează des cu unii dintre pasagerii săi, în timp ce observă pe ceilalți. De asemenea, o vedem pe Grace, mama fetei pe care Robert a salvat-o din tren, intrând în biroul avocatului. Acolo, ea își vede fiica în siguranță și nevătămată. Mama și fiica se îmbrățișează plângând. Toate acestea au fost posibile datorită lui Robert, iar femeia este recunoscătoare. Între timp, undeva în Bruxelles, un bărbat pe nume Calbert se întoarce acasă. În timp ce își dă jos haina și intră în sufragerie, sperând să o salute pe soția sa, este șocat să o găsească pe aceasta stând acolo și plângând. Fața bietei femei este acoperită de sânge și vânătăi. Înainte ca el să poată reacționa, apar 3 bărbați, iar unul dintre ei împușcă soția în cap în fața lui. Apoi îl forțează pe Calbert să se așeze și îi pun țeava pistolului în gură. Ei apasă pe trăgaci. Ne întoarcem apoi la Robert, care își continuă munca de șofer. El sosește pentru ultima sa cursă, în timp ce un bărbat ajută o femeie să urce în taxiul lui Robert. Ea pare să sufere foarte tare, dar Robert nu spune nimic. Este posibil ca ea să fi fost drogată și violată. După un timp, Robert sună la apartamentul aceluiași bărbat și îl informează că a dus-o pe femeie la spital, unde au găsit multe răni. După ce îi spune să facă ceea ce trebuie, bărbatul încearcă să lovească pe Robert, dar acesta folosește cartea de vizită a tipului pentru a-l tăia, înainte de a le rupe oasele lui și amicilor săi. Până acum, știm că Robert nu este omul cu care să te pui și rupe oasele adversarului său într-o secundă, iar toate astea sunt făcute în 30 de secunde. Robert a fost antrenat și nu este nici pe departe normal când vine vorba de luptă. Robert se întoarce apoi acasă, unde o găsește pe vechea prietenă și colegă, Susan, care îl așteaptă. Este surprins să o vadă acolo și o întâmpină cu plăcere. Ei recuperează timpul la cină. Ea îi spune lui Robert că în prezent lucrează la un caz de crimă a unui soț și a unei soții din Bruxelles, împreună cu partenerul ei, Dave. Aflăm de asemenea că este ziua de naștere a soției sale, lucru pe care el îl uitase, dar ca un bun prieten, ea îi sugerează să iasă mai mult în oraș și să găsească pe cineva. A doua zi, o vedem pe Susan întâlnindu-se cu Dave, în timp ce discută despre crima de la Bruxelles și apoi pleacă spre locație. Ei vizitează împreună locul crimei, iar mai târziu o vedem pe Susan mergând în camera ei de hotel. Acolo este atacată de 2 bărbați, iar ea face tot posibilul să se lupte cu ei, înainte ca aceștia să o încolțească în dormitor. Îl vedem pe Robert vorbind cu Miles Whittaker, un tânăr care s-a oferit să revopsească peretele vandalizat a vecinului. Robert primește un telefon de la Brian, soțul lui Susan, care îl informează pe Robert despre uciderea ei. McCall se duce la Washington pentru înmormântare, iar mai târziu începe să investigeze moartea lui Susan, analizând înregistrările de la hotel, precum și fotografiile de la locul crimei. Cei 2 bărbați care au ucis-o pe Susan sunt văzuți distrându-se când sună un telefon mobil și în momentul în care ridică, o bombă explodează în apartamentul lor. Vedem că persoana care a pregătit explozia este unul dintre cei 3 bărbați care a ucis anterior cuplul din Belgia. Între timp, Robert investigează uciderea lui Susan, investigând imaginile de pe camerele de supraveghere de la hotel. El se întâlnește cu Dave pentru a discuta și împărtășește că el crede că uciderea lui Susan a fost plănuită. Apoi începe să studieze cazul la care Susan lucra înainte de a fi ucisă, pentru a determina dacă a fost ucisă în legătură cu acel caz. Vede modul în care funcționează mintea lui, în timp ce se imaginează la locul crimei, gândindu-se la ce s-ar fi putut întâmpla. Apoi îl sună pe Dave pentru a-l pune la curent cu faptul că persoana care a comis crimele din Belgia și cea care a ucis-o pe Susan sunt ambele stângace. Mai târziu, în timp ce Robert duce un pasager, observă că acesta are un comportament ciudat și, într-adevăr, bărbatul scoate un cuțit și este pe punctul de a-l înjunghia pe Robert, în timp ce acesta începe să vireze mașina. Reușește să lovească pe bărbat în față și în curând îl împușcă mortal, totul în timp ce conduce mașina. Robert aruncă în aer mașina și pe bărbatul dinăuntru pentru a scăpa de probe, dar are grijă să ia și telefonul bărbatului. A doua zi, îl vizitează pe Dave la el acasă pentru a-i povesti tot ce s-a întâmplat.
Îi spune că bărbatul trimis să-l ucidă ieri a fost trimis de aceeași persoană care se află în spatele crimelor din Belgia, împreună cu cea lui Susan. Îi pune telefonul mobil nou descoperit în fața lui Dave și sună la numărul pe care l-a găsit în el. Telefonul lui Dave începe să sune, dezvăluind că el se află în spatele crimelor. Robert își dăduse seama de asta dinainte, dar a vrut să-i dea lui Dave șansa de a spune adevărul. Dave recunoaște toate crimele, spunând că a devenit mercenar după ce s-a simțit folosit de guvern și că trebuie să ucidă pe Susan, pentru că aceasta și-ar fi dat seama că el era în spatele crimelor din Belgia. Apoi îl duce pe Robert să se întâlnească cu Reni, Cari și Kovac, cei trei bărbați care fac crimele propriu-zise. Aceștia au fost învățați de Robert când erau în SIA. Întâlnindu-i, Robert le promite că se va răzbuna pe ei pentru ceea ce i-au făcut lui Susan. Într-o zi, Dave și prietenii săi se îndreaptă spre casa lui Brian pentru a-l ucide și pe el, dar nu-l găsesc acolo. Robert prevăzuse că se va întâmpla asta și îl dusese pe Brian într-un loc sigur. Furioși, bărbații merg apoi cu mașina la casa lui Robert, unde Miles pictează pereții din casa lui. El simte că se întâmplă ceva și îl contactează imediat pe Robert. Robert pornește transmisia de la camerele sale de supraveghere și îl îndrumă să se ascundă într-o cameră secretă. Miles îl poate vedea pe Dave din oglinda cu două căi. Dave are suspiciuni în legătură cu oglinda și este pe punctul de trage în ea, când Robert îl sună pentru a-i spune că se află într-un loc despre care amândoi știu. Dave și oamenii lui pleacă, iar băiatul iese din ascunzătoarea sa, crezând că au plecat, dar aceștia îl încolțesc pe Miles și îl țin sub amenințarea armei. Robert merge cu mașina într-un oraș în care a locuit anterior. Orașul este evacuat, deoarece o furtună este pe cale să lovească. Dave și prietenii se ajung și intră cu forța în oraș, omorând un polițist. Ei se îndreaptă spre vechea casa lui Robert și îl caută peste tot, dar acesta nu este nicăieri. Apoi cercetează cartierul din jur, dar nu găsesc nimic. Dave decide să se urce pe un turn pentru a avea o vedere mai bună și pentru a-i putea monitoriza pe ceilalți, care se despar pentru a-l găsi pe Robert. Experiența și priceperea lui Robert sunt de neegalat și depășesc cu mult experiența lor combinată. Le-a întins capcane în care bărbații intră orbește. Kovac intră în magazin unde crede că îl vede pe Robert, doar pentru ca acesta să lovească cu un arpon în cap. Ari se duce apoi după el, dar Robert îl prinde și îl taie pe tot corpul. Resnick îl urmărește pe Robert într-un alt magazin, iar acesta este aruncat în aer într-o explozie de făină. În cele din urmă a rămas doar Dave. El se află încă pe turn cu o pușcă cu lunetă. Reușește să ia legătura cu Robert și îl informează că băiatul este legat în portbagajul mașinii și că îl va împușca dacă Robert nu iese. Dave trage de câteva ori, dar Robert nu iese. În momentul în care împușcă mașina în care este legat Miles, Robert împușcă învelopa pentru ca Dave să rateze lovitura. În timp ce Dave se uită în jur după Robert, se întoarce și îl găsește pe acesta în turnă, iar cei doi încep să se lupte. Dave încearcă să-l înjunghe pe Robert, dar acesta este prea rapid pentru el, făcându-l să rateze. Acesta îi scoate ochiul lui Dave, apucă arma și îl înjunghe, apoi taie gâtul pe la spate, aruncându-l de pe turn, unde se lovește de stânci și este luat de apă. Robert se duce apoi imediat să-l caute pe Miles, care tresare de durere după ce a fost împușcat în picioră. Îl duce pe băiat în vechea lui casă pentru a îngriji rana și îl vedem cum se uită la poza soției sale moarte, Vivian, într-o ramă. Când filmul se termină, îl vedem pe băiat într-un autobuz, îndreptându-se spre școala de artă, unde o fată se apropie de el și ajung să vorbească. Fatima, vecina lui Robert, vine și vede pe perete pictura cu o scenă care îi amintește de țara ei. Pe partea opusă a peretelui este scris: vă las cu cea mai bun din mine. Sam este văzut reunindu-se cu sora sa Magda după ce Robert a făcut o investigație, iar Susan găsise și ea câteva indicii care l-au ajutat pe Robert să-i reunească pe Magda și Sam. După ce s-a mutat înapoi în vechea sa casă, el privește spre mare calmă. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!